istorie Lucia Curcea, datorită cărții căreia am putut acum să cităm fragmente biografice atât de ample și să le comentăm și să refacem, practic, viața fratelui Daniel, pe care altfel nu am fi cunoscut-o, cu toate aceste nuanțe de trăire, n-am putut fi vorbit despre momentele intime ale trăirii duhovnicești, pocăința, vise, viziuni, întâlniri, alte lucruri fundamentale, fără să fie avut acest martor esențial care a fost Lucia Curcea și care a fost și jertfa și de a scrie această parte din o altă publicată de Părinte de Sela Negrescu. E esențial lucrul acesta și când ne rugăm pentru fratele Daniel, trebuie să ne rugăm și pentru sora Lucia Curcea, care încă este în viață, dar are momente destul de grele prin care trece și noi ne-am bucurat să o vedem alături. Și cine știe, poate, dacă e mai multă rugăciune, chiar o vedem, recitim chiar ea din poezii, dar mai are de trecut prin de depășit niște momente pe care poate că le va depăși. Deci nu o uitați, vă rog.